Telefoanele sunt toate banale, mașinile sunt toate la fel, iar prin Shenzhen și Silicon Valley lumea pare că s-a plictisit cu totul. Nu mai avem inovație. Gata cu gadgeturile. Așa ar arăta un adevărat coșmar pentru cineva ca noi. Din fericire, 2019 a fost departe de așa ceva. Trăim un vis frumos cu mașini și motociclete SF, rachete spațiale și sateliți solari, calculatoare cuantice camere cu zoom pe telefon și telefoane flexibile. Realitatea bate filmele SF, unde e nevoie de ceva mai mult curaj decât Mandalorian sau Avengers. Iar noi o să-ți arătăm aici o listă cu cele mai tari inovații din 2019. Nu avem prea mult timp la dispoziție, așa că să-i dăm cu electroni. Nu înainte să-ți spun că episodul de astăzi e prezentat de George, o inovație BCR pentru banking inteligent cu George ai comision zero la plățile cu cardul, inclusiv la conversia din alte valute, lucru pe care îl testezi intens în vacanțe și deplasări. Și îl poți comanda online. Îi mulțumim lui George pentru susținere și în 2020. Așadar, cel mai important avans în 2019 l-a luat autovehiculul electric, după trenuri și troleibuze. Acum vedem puterea electronilor mai des și pe la noi. Mașinile electrice cresc mai repede în vânzări decât orice alt segment. În sfârșit, avem și alte opțiuni decât Tesla. Mercedes-Benz EQC, Audi e-tron și Jaguar I-Pace, spre exemplu, în zona de volum lângă vedeta Nissan Leaf, au apărut și Hyundai Kona, dar și Kia Eniro. Dar ce au toate în comun? Sunt greu de cumpărat. Prea puține baterii, așadar dacă vrei mașină electrică în România, trebuie să te uiți la Renault Zoe și Nissan Leaf e nevoie să accelerăm electromobilitatea dacă vrem să nu ne sufocăm de tot în orașe. Avem cu ce și vom avea tot mai multe opțiuni. Până să vedem un Duster electric, hai să ne minunăm de Tesla Cybertruck, cu un design care îți taie răsuflarea la propriu la cât e de ascuțit. 2,9 secunde până la 100 de kilometri pentru un pickup. Visul oricărui instalator, nu-i așa? Mă uit la tine, Ovidiu, E, atunci când te sună clientul că vrea să-i pui o pompă de căldură și e spartă țeava în baie, scoți repede banii. Iar dacă și Harley face electrice, e clară direcția. Live Wire, ce nume tare, e vehicul electric pe două roți cu o autonomie minimă de vreo 150 de kilometri. Încurajezi motocicleta electrică de dragul unor nopți mai liniștite și pentru bieții orășeni cu fereastră la bulevard, cum am fost și eu. Hai că se poate, eu și Mariana am văzut mii de scutere electrice în China și niciunul pe benzină. Dar ca să revenim la patru roți, de dragul competiției, îmi place Porsche Taycan cu arhitectura lui pe 800 de volți. Îmi mai place sistemul PLED cu trei motoare pentru viitorul Model și aștept cu inima strânsă vești bune despre supercapacitorii de la Maxwell. Supercapacitorii stochează de 20 de ori mai puțină energie decât acumulatorii clasici, dar pot fi încărcați și descărcați foarte repede. Deci o variantă ar fi ca în viitor să vedem combinații de tehnologii pe autoturisme și poate așa mai scăpăm de combinațiile benzină cu motorină și o baterie mult prea mică. Menționez aici scurt și că mașinile încep din acest an să vorbească între ele. Tehnologia vine pe o mașină de volum pentru prima dată, chiar pe Golf, pe Golf 8 sta liniștit, nu-și bărfesc mașinile proprietarii că bagă benzină de aia ieftină sau de 50 de lei, ci se anunță dacă apar frânări bruște, opriri pe autostradă în coloană, ori vremerea. Comunicația asta va fi ajutată enorm de 5G cât de curând. Și asta mă aduce la următoarea tehnologie tare din acest an, 5G, cu care ne-am jucat și prin China, dar și prin București. Licențele întârzie însă la noi să apară vor veni în 2020. 5G e tare nu doar pentru viteza rapidă însă pe care o putem simți pe telefoane, ci pentru că ne va conecta pe toți cu toate. Fabrici, mașini, roboți, avioane, sateliți și planoare. Am mai vorbit despre asta, așa că nu îți amintesc decât că 5G este un fel de internet din fibră fără cabluri și fără găuri. Nu doar pentru acasă și la birou, dar mai ales pe stradă. Pentru mașini și obiecte inteligente conectate. În paralel cu 5G, mai vine o tehnologie rapidă fără cabluri și anume Wi-Fi 6. E gândit să ducă mai multe dispozitive pe aceeași rețea cu viteze de până la 40% mai mari pe un singur device. Apropo, de ce a pus Apple pe noul Mac Pro doar Wi-Fi 5? Hai să vorbim și de imagine, căci aici avem niște inovații. Îmi place la nebunie DJI Osmo Pocket. Arată fantastic în primul rând, adică un gimbal cât degetul mare cu o cameră excepțională 4K. Stabilizarea este fantastică și uite ce ecran drăgălaș are. Concurența puternică de la DJI a zguduit din temelii GoPro, care și-a revenit la timp ca să scoată două camere bune și aproape identice, Hero 7 și Hero 8. Cele două rezolvă stabilizarea direct în cameră și, apropo, softul este gândit de o româncă. Hero trage cadre după cadre de zici că e mitralieră și nu ratează nimic. Stabilizarea e excepțională și filmezi la minus 30 de grade în kilos, dacă vrei, și în plină criză de hipotermie. Nimeni nu o să-și dea seama. E și anul în care avem în sfârșit camere excepționale pe telefoane mobile și totul a plecat de la stilul asiatic all-in. All, in. all inclusiv, adică așa ca la bulgari, cu câte ai mai multe pe telefon, cu atât mai bine. Ca să bătem iPhone-ul la în sfârșit. De la LG V40 încoace, niciun telefon nu a mai fost la fel. Și de la P30 Pro încoace, nicio fotografie de telefon n-a mai arătat ca una făcută de un telefon. Zoom Optic 5X, Zoom Digital 50X, fotografii cu luna, oamenii încă se mai întreabă dacă aia chiar e luna. OnePlus 7T Pro are și el Zoom Optic 3X. iPhone-ul vine cu trei camere. Asta e o inovație mișto și anul în care avem fotografii spectaculoase, iată și cu telefonul și mai ales noaptea. Pentru toate aceste fotografii avem nevoie de ecrane mai mari, nu? Păi hai să le mărim prin îndoire. Așteptăm telefoanele flexibile ca pe a treia venire a lui Isus, ca a doua oară nu l-a luat nimeni în serios. Avem deja vreo trei opțiuni interesante pe piață, dar sunt stocuri mici și prețuri uriașe. Cam de vreo două ori mai mult decât un smartphone de top. Serios acum, la banii ție un smartphone și o tabletă. Așadar, te vezi să dai peste 2000 de euro pe un mobil pe care îl poți scăpa și gata, papa s-a dus? Exact, dar e normal să fie așa ca orice tehnologie la început de drum. Eu abia aștept să văd ce aduce 2020. Asta cu îndoiala telefoanelor nu e o tehnologie nouă. Stă în firea OLED-ului să se îndoaie ca o sârmă. Iată cel mai tare televizor pe care l-am văzut vreodată, un superb LG OLED Signature. Apeși pe un buton și iese din dulap. Același butonul îl bagă înapoi la loc. Din 2020, în sufragerii doar pentru prietenii cu bani mulți. Și hai să vorbim acum despre tehnologiile mele preferate. Una dintre ele e realitatea augmentată. Iar cea mai bună aplicație care o să pregătească o generație întreagă pentru AR e Minecraft Earth. Jocul preferat al generației Z combină lumea virtuală cu cea reală pentru niște rezultate spectaculoase. Realitatea augmentată deschide noi orizonturi pentru învățământ, dar și pentru joacă. Va începe cu ultima. Hai să vorbim despre lucruri serioase însă acum. Rachetele hipersonice, care din nefericire nu există doar în realități augmentate. Rachetele hipersonice ating de până la de 15 ori viteza sunetului și pot lovi ținta cu o abatere de câțiva centimetri. Și toți influencerii păcii lucrează la așa ceva, adică SUA, Rusia și China partea nasoală, nu există mecanism de apărare, iar scutul de la dvs -lui e la fel de eficient ca un plici într-o haită de câini care te alergă cu colții pe afară. Așadar, din momentul apăsării butonului roșu cu master password 1234, avem mai puțin de un minut până la impact, dacă pleacă din Rusia. SUA bagă anul ăsta 2,6 miliarde de dolari în hipersonice și până în octombrie 2022 vrea racheta să pornească la sfert. Că rușii o au deja. Tot în zona militară avem drone cu infraroșu. Ignorăm rolul lor militar și ne gândim la câte vieți poate salva în plină calamități. E produsă de cei de la Flir, cel mai mare producător de camere cu termoviziune din zona comercială. Le-am tot văzut produsele în ultima vreme. Altfel, știi cum e în jocul Ghost Recon? Trimiți drona înainte ca să vezi pe unde sunt inamicii? Ei bine, aceste drone există și în realitate și cap într-un pumn strâns. Li se spune Black Hornet 3 și sunt geniale. Aș cumpăra una doar că o să trimite înainte să-mi caute locuri de parcare. Că în oraș oricum jumătate din mașini asta fac. Ei, da, mi s-a făcut foame. Impossible Burger 2 te șochează doar dacă îl încerci. La un test cu ochii acoperiți nu o să știi care e vită și care e mixul de plante. E atât de bun încât am băgat un Impossible vreo 3 seri la rând la CES în Las Vegas. Abia danul acesta a început să apară și prin Europa. Iar pilotul Lewis Hamilton investește într-un de restaurante care servește produsele Beyond Meat. Că tot e vegan omul și el și mulți alți sportivi. Planetary Society Light LightSail 2 e inovația mea favorită din anul ăsta. LightSail 2 e un vehicul spațial care călătorește pe orbita Pământului propulsat de lumina Soarelui. Lansat în vară, cu o altă minunăție tehnologică, racheta Falcon Heavy, Lightsail 2 și-a extins vela de 32 de metri pătrați făcută dintr-o țesătură cu fir mylar, mai subțire ca părul uman și tot accelerează cu 0,058 de mm pe secundă la pătrat mâna de fotonii care umflă vela. Trece ocazional pe deasupra Europei și o poți urmări pe site-ul Planetary Society. E o organizație non-profit dedicată explorării spațiului și nu numai. Și dacă tot am vorbit de cosmetice personalizate mai devreme, știi ce mai poți personaliza? Cămașa camicisima pe care o port și eu acum, dacă te duci într-unul dintre cele trei magazine din București și din Park Lake, Mega Mall sau Plața România, îți poți pune inițiala pe cămașă fără costuri suplimentare. Și gata și plasarea, like, share și subscribe. Sper că ți-a plăcut și acest clip și până data viitoare să fie numai bine!